Situația apei contaminate din barajul Puceasa continuă să dea peste cap programul școlilor și grădinițelor din localitățile afectate. Deși alimentarea cu apă a fost reluată, aceasta poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletei, iar riscul îmbolnăvirii este încă prezent. Părinții sunt revoltați de incompetența autorităților și nepăsarea conducerii companiei de apă. Ce părere aveți de faptul că s-au întrerupt cursurile 3 zile la rând din cauza apei contaminate? O anomalie totală. E anormal să suprească și școlile atâta timp. Copiii vor recupera cursurile sâmbătă, din timpul lor liber. E anormal ca o planificare să fie dată peste cap, sâmbete și alte zile nu sunt normale. Suferă copiii, că o să-i cheme sâmbăta, duminica. Părinții și bunicii nu cred că este normal ca din vina incompetenței celor ce răspund de calitatea apei să sufere elevii și să se meargă sâmbătă la cursuri. Elevii au pierdut. Nu înțeles că recuperează. Sâmbăta, da. Așa este. Ce au făcut copiii zilele acestea? S-au relaxat, normal. Ce? Păi normal, așa este. S-au bucurat, da. Au stat în casă, la calculator, la săniuși. Am fata care este educatoare și la Vulcana Pandele și n-a învățat. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean a decis reluarea cursurilor de joi, 21 ianuarie 2016, iar pentru a preveni eventuale cazuri de îmbolnăvire a copiilor, Crucea Roșie va oferi elevilor apă îmbuteliată.